Acțiunea are loc în Filipine și prezintă un tânăr pe nume Sung Yae, care a urmărit de trei tâlhari. Se pare că fusese pedepsit și urma să fie ucis pentru că a divulgat secretele afacerii lor ilegale. Din fericire, erau doi polițiști în patrulare, așa că tâlhare nu l-au mai urmărit. Dar de la distanță un bărbat a ieșit dintr-o mașină cu un cuțit și, neașteptate, i-a ucis pe polițiști și pe Sung Yae. S-a dezvăluit că el era un șef al tâlharilor pe nume Chung Ki, care conducea o afacere de jocuri de noroc online în Filipine. Între timp, în Corea de Sud, niște polițiști desfășurau o razie împotriva traficanților de droguri, dar unul dintre traficanți a încercat să scape pe motocicletă, însă aceasta nu s-a mai putut mișca. S-a dovedit că unul dintre polițiști ținea motocicleta din spate și a reușit cumva să o oprească. Acesta este Ma Suk Du. După ce i-a arestat pe traficanți, el și ceilalți polițiști au mers imediat la sediul traficanților, care era situat pe acoperișul unui bloc. Panicați, traficanții au ascuns imediat toate dovezile. Între timp, polițiștii încă întâmpină dificultăți în a deschide ușa de fier încuiată și pentru că nu mai putea aștepta, Suk Du a deschis în cel în urmă ușa de fier cu mâinile goale. După ce i-a neutralizat pe toți traficanții, Suk Du a strâns toate dovezile de acolo. El a găsit și dovezi că traficanții vindeau bunuri ilegale folosind livrări online. Coincidența a făcut ca mai mulți clienți să urmeze să aibă tranzacția acel loc, așa că Suk Du și ceilalți s-au ascuns pentru a-i aștepta pe clienți, iar când aceștia au intrat, i-au bătut pe toți. Seara, Suk Du și echipa sa au sărbătorit succesul misiunii lor cu o cină la un restaurant, dar înainte de asta, Suk Du le-a spus subordonaților săi că proprietara restaurantului este o văduvă al cărei soț a murit în timp ce servea ca ofițer de poliție. Prin urmare, invita deseori subordonații la cină acolo pentru a ajuta financiar văduva care își creștea singură copilul. În acel moment, Suk Du a întrebat subordonații despre aplicația pe care traficanții o foloseau. Conform informațiilor oferite, aplicația fusese creată de un programator care nu era altul decât Sung Yae, dar din păcate poliția nu a putut să obțină declarații de la el, deoarece tocmai fusese găsit mort în Filipine și se părea că trupul tânărului se afla încă la morgă. La a doua zi, Suk Do și subordonatul său, Mania, au vizitat morga pentru a solicita informații complete despre moartea lui Sung Ya. Medicul legist a explicat că ceea ce a cauzat moartea lui Sung Ya a fost o înjunghiere atât de adâncă încât i-a sfâșiat inima. În afară de asta, acest tânăr a suferit o pierdere drastică în greutate, ceea ce indică faptul că a trecut prin condiții extreme, cum ar fi acte de violență. După ce au fost explicațiile medicului, Suk Do a concluzionat că acest caz nu era o moarte obișnuită. După ce au părăsit locul, Suk Do și Mania s-au întâlnit cu mama lui Sung Ya în holul spitalului. Femeia i-a spus atunci lui Suk Do că fiul ei nu i-a mai dat nicio veste de când plecase la muncă în Filipine, iar prima veste pe care a primit-o de la el după mult timp a fost cea a morții sale. Ea i-a mai spus că Sung Ya lucra la o companie care se ocupa de tranzacții bursiere. Plângând, a implorat pe Suk Do să afle cauza morții fiului său. În altă parte, un om de afaceri pe nume Yung Dong Chol, proprietarul companiei tranzacționare unde lucra Sung Ya, precum și marele șef al lui Chung Ki, avea o întâlnire cu partenerul său de afaceri pentru a-și extinde afacerea. Cu toate acestea, colegii săi erau îngrijorați de viitorul afacerii sale, deoarece el era prea ambițios să o extindă într-un moment nepotrivit. Totuși, Dong Chol era încrezător că planul său va avea succes. Cu toate acestea, în Filipine, Dong Chol avea o companie ascunsă de jocuri de noroc care înrobea programatori și dezvoltatori de aplicații precum Sung Ya pentru a le crea site-ul fără a fi plătiți. I-a încredințat lui Chung Ki sarcina de a avea grijă de muncitori și chiar i-a ordonat să o ucidă pe oricine nu se supunea, cum a fost cazul lui Sung Ya. În acea zi, unul dintre subordonații lui Chung Ki a prezentat un raport financiar de la compania centrală Chung Ki și a dat seama că salariul său nu creștea niciodată, deși încerca întotdeauna să aducă cel mai mare profit pentru companie și să atragă noi membri pe site-ul de jocuri de noroc al lui Dong Chol. În Corea, Mania tocmai primise informații de la departamentul cibernetic că distribuitorul aplicației traficanților de droguri fusese arestat. S-a dovedit că Sung Ja nu făcea parte din dezvoltatori. Conform informațiilor obținute, dezvoltatorul furase aplicația creată de Sung Ya când acesta era încă în facultate și o transformase într-o platformă pentru cumpărarea și vânzarea de droguri. Mania a încercat să contacteze compania la care lucra Sung Ya în Filipine, dar după investigații, compania s-a dovedit a fi o companie falsă folosită ca acoperire. Conform înregistrărilor la instituția juridică din Filipine, compania nu mai opera de mult timp. Deoarece s-a ajuns într-un impas, Suk Do a contactat-o pe mama lui Sung Ya pentru a cere mai multe informații, dar din păcate mama lui Sung Ya și-a luat propria viață din cauza unei depresii severe. La casa funerară, unul dintre rudele lui Sung Ya i-a dat lui Suk Do o scrisoare scrisă direct de către decedat pentru el și pentru poliție. Scrisoare era o cerere pentru ca poliția să găsească și să pedepsească ucigașul lui Sung Ya. Văzând acest lucru, Suk Do a promis că va îndeplini această cerere. Pe de altă parte, Chung Di și oamenii săi se îndreptau spre serverul de pariuri online al rivalilor lor. Pe drum, Chung Ki le-a ordonat oamenii săi să pirateze serverul inamicului și pentru că serverul a căzut brusc, proprietarul afacerii de jocuri de noroc a intrat imediat în panică. În același timp, Chung Ki le-a ordonat oamenii săi să distrugă serverul
roșii și să omoare pe toți de acolo. După ce i-au măcerit pe toți, Chunky și oamenii săi au luat toate harddiscurile de pe server, apoi l-a contactat pe Dong Chol pentru a-i raporta rezultatele muncii sale. De pe hardurile pe care le-a furat, Chunky a reușit să fure date aparținând un număr de 300.000 de clienți ai rivalilor. Dong Chol i-a spus atunci că dacă Chunky ar putea obține 100.000 de membri noi, salariul său va fi mărit cu 10% și fără să stea pe gânduri, Chunky a acceptat oferta. În același timp, Sok Do și oamenii săi s-au dus la departamentul de criminalitate cibernetică pentru a căuta alte indicii cu privire la aplicația de tranzacționare a drogurilor. Acolo au obținut informații de la unul dintre experți în criminalitate cibernetică pe nume Yi So. Se dezvăluie că Song Jia a creat cândva un site web de jocuri de noroc online când a lucrat prima dată în Filipine. Când Yi So a încercat să acceseze site-ul acesta, a șters brusc toate datele de acolo, ceea ce a făcut ca Yi So să aibă dificultăți la investiga mai departe. La întoarcere de la departamentul de criminalitate cibernetică, Sok Do s-a întâlnit cu superiorul său Tae Su, apoi l-a convins să formeze imediat o divizie anti-jocuri de noroc online, astfel încât acest caz să fie rezolvat mai rapid. Și deși Tae Su nu a fost de acord cu ideea, în cele urmă a acceptat-o. Sok Do și echipa sa formată din câțiva detectivi și experți din departamentul de criminalitate cibernetică, inclusiv Jisoo și colegul ei Nam So, fără să piardă timpul, au planificat imediat să investigeze cazul jocurilor de noroc online și misterul morții lui Song Jae. La scurt timp după aceea, Nam So a reușit să găsească un site web numit Emperor Casino, despre care se bănuia că avea legătură cu locul de muncă al lui Song Jae. Pentru a investiga mai departe, Man Jae a încercat să acceseze site-ul web, dar se pare că trebuia să obțină aprobarea de la administrator, făcând mai întâi un depozit, iar acum ar fi durat ceva timp pentru a strânge banii. Sok Do a avut o metodă mai eficientă. Apoi a invitat pe Tae Su să își întâlnească cunoștință la un club de noapte, dar Yi Su a cerut permisia să-l întâlnească pe Sok Do, deoarece, de când lucra la secția de poliție, nu a participat niciodată la operațiuni pe teren. Când au ajuns la destinație, au fost blocați de niște bătăuși, iar imediat Sok Do i-a bătut pe toți. După aceea a cerut imediat bani de la șeful lor, care nu era altul decât cunoștința sa. După ce a acceptat banii, șeful bătăușilor și-a cerut scuze pentru ceea ce făcuseră subalternii săi. În alt loc, Chunky l-a vizitat pe subalternul său, Yu Song, și a spus să anuleze trimiterea banilor de jocuri de noroc către Dong Chol, pentru că acesta își încălcase promisiunile față de el de prea multe ori. În afară de păstrarea tuturor banilor săi, Chunky și subalternii săi urmau să meargă în Corea pentru a-și cere drepturile de la Dong Chol. În acea seară, Sok Do și echipa sa au luat cina împreună discutând despre progresul cazului pe care îl investigau. În mijlocul conversației, Nong So a spus că trebuie să înțeleagă cum funcționează jocul de noroc online pentru a facilita investigația. Cu toate acestea, din cauza timpului limitat, Tae Su i-a spus lui Sok Do să contacteze cunoștința sa care știa despre jocuri de noroc și fără să stea pe gânduri știa că trebuia să fie Yi Su, așa zisul gangster care eșuase mereu în construirea afacerii sale. Adesea devenea un informator care l-a ajutat pe Sok Do în diverse cazuri. Pe scurt, Sok Do s-a întâlnit cu Yi Su într-un loc de jocuri de noroc. Se pare că după ce a eșuat în a construi o afacere de jocuri de noroc online, Yi Su și-a încercat norocul în afacerea cu jocurile de noroc arcade și fără prea multe vorbe, Sok Do l-a forțat să meargă la secția de poliție, dar pentru Yi Su a refuzat la amenința că îi va deteriora Ferrari-ul. Yi Su a fost forțat să meargă cu el. La secția de poliție, Yi Su a explicat că unii proprietari de site-uri de jocuri de noroc online răpeau adesea programatori pricepuți și îi forțau să creeze site-uri de jocuri de noroc fără a fi plătiți, astfel încât să nu fie nevoit să cheltuie bani. El a mai explicat despre site-ul Emperor Casino, care a fost inspirația sa pentru a construi o afacere de jocuri de noroc online, deoarece, conform informațiilor pe care le-a obținut, veniturile lor puteau ajunge la 20 de milioane pe zi. Ceea ce era și mai rău era faptul că proprietarul Emperor Casino monopolizase afacerea și angaja adesea mercenari sau gangster pentru a distruge depozitele serverelor competitorilor lor. Chiar și Yi Su a devenit o victimă a vicleniei lor. Odată ce totul a devenit clar, Sok Do i-a spus lui Yi Su și Ji Su să investigheze unul dintre locurile de jocuri de noroc legate de Emperor Casino, iar pentru a nu fi suspectați, cei doi au decis să existeze în iubiți și să se alăture jocului ca și ceilalți vizitatori. În timpul jocului, Yi Su s-a prefăcut frustrat pentru că pierduse un pariu pentru a atrage proprietarii de jocuri de noroc online la locul respectiv și nu după mult timp, o persoană i-a propus să devină membru la Emperor Casino, iar Yi Su a folosit această șansă pentru a obține mai multe informații, totuși din neglijență și-a dezvăluit accidental intențiile sale reale, ceea ce a făcut ca persoana respectivă să devină suspicioasă și să fugă imediat. Din fericire, Sok Do și echipa sa au reușit să prindă persoana și au obținut informații foarte utile pentru investigația lor. Omul a spus poliției că a fost trimis de ceva pe nume Yu Song să invite oamenii să joace pe site-ul lor. A doua zi, Sok Do a mers la aeroport să-l caute pe Yu Song deoarece s-a raportat că persoana respectivă urma să vină în Corea pentru a-și întâlni șeful. După ce a așteptat mult timp, omul pe care îl căuta Sok Do a apărut, iar el l-a urmărit în secret. După mult timp, a ajuns în fața unui magazin de haine care era folosit pentru a acoperi afacerea ilegală a lui Yu Song. Fără a mai pierde timp, Sok Do a ordonat echipei sale să-l aresteze, dar s-a dovedit că Yu Song știa că era urmărit de poliție. S-a urcat în mașina din spate a magazinului fără să-și dea seama că mașina aparținea poliției. Între timp, Chunky și oamenii lui ajunseseră în Corea. A vizitat vila privată a lui Dong Chil pentru a-i cere să-l urmărească salariul, dar Dong Chil a fost evaziv și nu a vrut să facă asta. El a motivat că se concentra pe extinderea afacerii cu criptomonede.
monede, deși avea nevoie de mult capital. El a promis să le oferă un bonus mare dacă Chunky și subordonații lui erau dispuși să-l ajute în afacere. Chiar dacă fusese mințit de multe ori, Chunky a încercat să fie pozitiv și să aibă încrederea în Dong Chil, dar de data asta l-a amenințat că îl va ucide dacă îl mai minte. În același timp, Song Do și echipa lui îl interogau pe Yu Song în legătură cu Emperor Casino. De rezultatele investigației echipei cibernetice, Jisoo a explicat că magazinul de haine al lui Yu Song era doar o acoperire pentru spălarea banilor proveniți din jocul din Rock Online. Din păcate, nu a putut dovedi că Yu Song era implicat în Emperor Casino. De altă parte, Yu Song nu vrea să deschidă gura, pentru că dacă ar îndrăzni să dezvăluie informații despre Dong Chil, cu siguranță ar fi ucis. În altă parte, Dong Chil a trimis pe subordonatul său Yae Hyuk să mituiască un recenzor de criptomonede pentru a trece monedele lui Dong Chil de verificări de securitate. L-a mituit pe bărbat cu un bilet de loterie în valoare de 2 milioane de dolari, dar fiind un recenzor onest, acesta l-a refuzat imediat. Chunky, care avea sarcina de a-l supraveghea pe Yae Hyuk dacă s-ar întâmpla ceva neașteptat, s-a săturat de Dong Chil, așa că a decis să lichideze pe Yae Hyuk în fața bărbatului. Odată cu uciderea lui Yae Hyuk, planul lui Dong Chil s-au destrămat. După ce l-a ucis pe Yae Hyuk, Chunky i-a dat biletul de loterie recenzorului de criptomonede, iar de data asta, acesta a fost obligat să-l accepte de frică să nu fie ucis de Chunky. Apoi Chunky l-a contactat pe Dong Chil și a spus că l-a ucis pe Yae Hyuk și că plănuia să arunce cadavrul la casa lui Dong Chil, astfel încât poliția să-l acuze pe el că este criminalul. Chiar și așa, amenințat, Dong Chil nu era nici măcar puțin îngrijorat. Se pare că ar fi profitat de Yu Song, care tocmai fusese arestat de poliție pentru a-l înșina pe Chunky și pe oamenii lui. Trimisese un avocat care să-l convingă pe Yu Song să-l denunțe pe Chunky drept proprietarul Emperor Casino. În acest fel, el ar scăpa de acuzații în timp ce Chunky ar fi aruncat în închisoare. Auzind acea amenințare, Chunky și oamenii lui s-au dus direct la secția de poliție pentru a lichida pe Yu Song. Când au ajuns acolo, Chunky a distras atenția poliției comandând zeci de mese prin diverse livrări online. De urmare, secția de poliție a intrat în panică din cauza curierilor. În timp ce polițiștii erau ocupați cu ei, Chunky a intrat în camera de interogatoriu și l-au ucis imediat pe Yu Song. Din păcate, poliția a apărut doar când Yu Song era deja mort. Pe de altă parte, Dong Chol se afla în locul crimelui Yi Guk, așa că pentru a nu fi atras în acest caz, i-a ordonat subordonatului Kwon să mute cadavrul. Yi Guk s-a dus la locul lui Yu Song, astfel încât poliția să presupună că Chunky, Yong Song și Yi Guk s-au ucis între ei pentru bani. A doua zi, Vami și-au găsit cadavrul Yi Guk într-un container care aparținea companiei lui Yu Song. După aceea, cadavrul a fost transferat la morgă pentru a investiga cauza morții sale. Potrivit medicului legist, înțepăturile de pe corpul Yi Guk erau foarte asemănătoare cu rănile de pe Sung Ya și Yong Gok, ceea ce însemna că au fost uciși de aceeași persoană și cel mai probabil erau legate de cazul de jocuri de noroc online care se desfășura în același loc. În altă parte, Chunky și subordonatul său Yi Hun luau cină într-un restaurant. Au văzut o emisiune televizată care a purtat descoperirea cadavrului Yi Guk. Văzând acest lucru, Chunky s-a înfuriat foarte tare pe Dong Chol pentru că l-a prins în capcana. Apoi l-a contactat pe Dong Chol și l-a amenințat că îl va ucide dacă lucrurile se vor înrăutăți. Dong Chol s-a speriat atât de tare încât i-a spus lui Kwon să-l omoare imediat pe Chunky. Seara, Suk Do și Man Ya au mers la un eveniment organizat de compania lui Dong Chol pentru a aduna informații de la colegii lui Dong Chol, dar din greșeală au urcat în același lift cu Chunky și subordonații lui. Se suspectau reciproc până când în final Chunky și oamenii lui i-au atras pe Suk Do și pe Man Ya afară din lift, apoi s-au împărțit pentru a-i deruta pe cei doi. Când Suk Do a intrat la toaletă, a fost atacat de Yi Hun. Din fericire, acesta nu i-a făcut față lui Yi Hun. De când era pe punctul de a lichida pe Yi Hun, Suk Do a fost atacat de un alt subordonat al lui Chunky. Pe de altă parte, Man Ya părea copleșit când se confrunta cu Chung Do, care era expert în folosirea unui cuțit. Din fericire, viața lui Man Ya a fost salvată de apariția femeii de serviciu care urma să facă treaba. Văzând-o, Chunky a luat imediat o statică și a amenințat că o va ucide dacă Suk Do nu citea să-și bată oamenii. Desigur, Suk Do a fost forțat să se predea de dragul siguranței femeii de serviciu, dar apoi Chunky a înjunghiat-o în gât și a fugit. Poliția a interogat pe unul dintre oamenii lui Chunky care fusese prins în toaletă, dar pentru că era obraznic și nu voia să vorbească, Suk Do l-a bătut pentru a scoate informații de la el. Apoi a întrebat pe colegul său despre Man Ya și femeia de serviciu. Din fericire, ambii fusese retratați și se vor recupera curând. Man Ya chiar s-a dus direct la secția de poliție după ce a primit tratament. După mult timp, Insu a reușit să găsească identitatea lui Chunky și Yu Hon, care se pare că au servit țara ca membri ai forțelor speciale, dar ambii au fost concediați pentru masacrarea civililor. După concedierea lor, au fost recrutați de Dong Chil pentru a se alătura afacerii de jocuri de noroc online ca manager. La scurt timp, Suk Do a fost convocat de șeful poliției regionale, care a îndemnat să rezolve imediat cazul jocurilor de noroc online și dacă nu reușesc să le rezolve în 24 de ore, atunci va fi transferat altui departament. În acea noapte, Suk Do a mers la restaurantul său obișnuit pentru a se calma după o misiune foarte dificilă. Apoi a citit samentul mamei lui Sung Ya pentru că nu reușește să-l îndeplinească. Deodată, Tae Su și restul echipei s-au alăturat lui. Potrivit lor, o echipă ar trebui să rămână unită pentru a-și putea duce la îndeplinire misiunea. În urmă, de la restaurant au văzut un grup de bătăuși care băteau pe niște proprietari de
magazine. Văzând asta, Sogdu, care strânse furia în frâu și a pierdut cumpătul și a bătut pe toți. După acea luptă, Sogdu și-a amintit brusc zvonurile conform cărora Emperor Casino monopolizase afacerea pentru a deveni singurul site de jocuri online din lume. În acel moment s-a gândit să creeze un site rival pentru a-l înfrunta pe Dong Chil. Între timp, într-un alt loc, Dong Chil se afla în vila sa privată pentru a evita atacurile din partea tuturor amenințărilor. Iar spui Con să-l prindă imediat pe Chung Ki înainte ca acesta să-i poată afecta compania. Pe scurt, Con și oamenii s-au ajuns la ascunzătoarea lui Chung Ki și fără să stea pe gânduri și-a trimis trupele asupra lui Chung Ki și Ihon. În mod neașteptat, Chung Ki și Ihon au reușit să zdrobească toate trupele lui Con cu abilitățile avansate de lupte libere. În cele din urmă, Con a fost pus la colț, iar Chung Ki l-a invitat apoi să lucreze împreună pentru a elimina pe Dong Chil. După aceea aveau să împartă în mod egal toate proprietățile lui Dong Chil. Presat fie că îi plăcea sau nu, trebuia să accepte oferta. La secția de poliție, Sogdu l-a implorat pe Tae Su să lasă continua ancheta, dar din păcate divizia anti-jocuri de noroc online a fost desfințată. Auzind asta, erau hotărâți să intre în biroul superiorului pentru a cere permisiunea direct. Era chiar dispus să îngerâncheze pentru asta. Văzând insistența lui, șeful poliției a oferit în cele din urmă lui Sogdu și echipei sale o ultimă șansă. Voia dar ca și cazul să fie rezolvat rapid. Fără să mai piară timp, Tae Su și Sogdu și-au adunat echipa pentru a dezvolta planul final. De data aceasta, Sogdu a propus ca Isu și Namso să creeze un site de jocuri de noroc și să se prefacă a fi concurenți pentru Emperor Casino, în timp ce restul echipei va ataca depozitul de servere al lui Dong Chil. Pentru că această misiune să meargă fără probleme, Sogdu i-a cerut ajutorul lui Isu pentru că avea multă experiență în lumea jocurilor de noroc. La început, Isu a refuzat pentru că nu avea niciun beneficiu. Drept urmare, Sogdu i-a dat o insignă de polițist spunându-i că din acea zi el devenea oficial partener al poliției din Seul, gata să eradicheze crima. I-a mai spus că insignia era respectată de ceilalți polițiști. Nu doar respectată, ci și întregul său cazier ar fi de asemenea șters automat. Auzind asta, Isu a acceptat imediat să-l ajute. După aceea, Isu le-a permis poliției să folosească locul său de jocuri de noroc drept depozit pentru serverul site-ului de jocuri de noroc pe care aveau să-l creeze. Apoi, Sogdu l-a invitat să meargă într-o misiune în Filipine pentru a distruge serverul lui Dong Chil. Avea nevoie de indicații pentru că depozitul de servere se afla într-o zonă izolată. Înainte de asta, Isu trebuia să se prefacă a fi un om de afaceri care a rămas deschid un nou casino, acolo pentru a nu stârni suspiciuni. Când au ajuns la locație, Isu a vizitat imediat un depozit neutilizat și l-a transformat într-un casino. Pe de altă parte, Sogdu și Tae Su l-au monitorizat pe Isu din Seul. În altă parte, Dong Chil părea fericit pentru că Con a reușit să-l prindă pe Chung Ki fără să-și dea seama că Con conspirase să-l trădeze. A îndreptat arma către Chung Ki, care stătea liber fără cătușe sau legături. Cu toate acestea, s-a dovedit că arma era blocată intenționat, ceea ce l-a panicat foarte tare. Văzând asta, Chung Ki a profitat de moment și l-a bătut. Apoi Con s-a apropiat de Dong Chil și l-a ucis. După aceea, Ihun a spus lui Chung Ki că există un nou site de jocuri de noroc care ar putea reprezenta o amenințare pentru Emperor Casino. Prin urmare, le-a ordonat tuturor angajaților săi din Filipine să pirateze și să distrugă depozitul de servere aparținând noului site. Pe de altă parte, poliția s-a pregătit să înfrunte oamenii lui Chung Ki cu ajutorul poliției filipineze. Din fericire, au fost suficienți pentru a-i aresta pe toți. Între timp, Isu și Man Ya au condus raidul asupra depozitului de servere al lui Chung Ki. După ce au reușit să intre, Nansu a încercat să-l închidă permanent. Dar din păcate, Chung Ki schimbase parola de administrator și întărise securitatea. Refuzând să renunțe, Nansu a reușit în cele din urmă să urmărească datele site-ului web care fusese mutate pe site-ul companiei Dong Chil. Pe de altă parte, Sogdu l-a prins în sfârșit pe Dong Chil. Între timp, Chung Ki, Ji-hun și Con erau pe drum spre acolo. Fără să mai pierdă timp, Sogdu s-a grăbit acolo să-i aresteze pe cei doi. Din păcate, amândoi au ajuns la vilă și au luat imediat toate hard discurile și datele despre membrii site-ului de jocuri de noroc online. Chung Ki a spus că nu va lua banii lui Dong Chil pentru că avea nevoie doar de site, astfel încât Con și oamenii lui să se poată bucura de toți banii de acolo. Desigur, Con a fost de acord cu asta, dar în timp ce erau ocupați să adune banii, Sogdu și poliția au venit să-l aresteze. După ce l-au paralizat pe Con, Sogdu a primit informații că Chung Ki și Ihon se îndreptau spre aeroport, așa că s-a grăbit să-i aresteze. La sosirea la aeroport, a urcat imediat în avion și a cerut tuturor pasagerilor să coboare. După aceea, în sfârșit, s-au confruntat cu Chung Ki și Ihon, deși Chung Ki era mai puternic, Sogdu a reușit să totuși să-l învingă. La scurt timp, după compania aeriană, i-a cerut lui Kai să-și asume responsabilitatea pentru anularea zborului. Văzând asta, Sogdu a plecat discret pentru a nu avea nimic de a face cu compania aeriană. După ce totul s-a terminat, poliția a arestat pe Chung Ki și pe toți oamenii lui care urma să fie pedepsiți conform reglementărilor existente. A doua zi, Sogdu și echipa lui au vizitat mormântul mamei lui Sogdu pentru a-i aduce un omagiu. Pe lângă asta, Sogdu a vrut să transmită că el și echipa lui au reușit să prindă ucigașul fiul ei. Apoi s-a rugat că Sung Ja și mama lui să poată în sfârșit să odihnească în pace. În scurt timp după, când erau pe punctul de a pleca de la cimitir, Isu l-a contactat pe Sogdu și a spus că tocmai fusese arestat de poliție, chiar dacă le-a arătat insigna. Auzind asta, Sogdu nu a putut decât să râdă, deoarece insigna pe care o dăduse era doar o insignă americană, ceea ce însemna că îl păcălise.